Bishke din Shosh. Îngăduiți-mi să vă citesc și dumneavoastră o scrisoare pe care i-a trimis-o în dimineața aceasta un copil lui Dumnezeu. Auziți ce-i scrie copilul lui Dumnezeu. Te rog, Doamne, să rămână mama acasă cu mine. La mine nu este decât copia scrisorii, scrisoarea adus-o Îngerul Dumnezeu sus, la Dumnezeu. Îngerul a dus-o sus, la Dumnezeu. Dacă copilul acesta este în biserică acum, să vină la mine, dacă mama copilului este acum în biserică, să vină la mine, și dacă nu are cumva loc de muncă, fac apel la toți care sunteți aici în biserică și de veți afla pe undeva un loc de muncă, să veniți să-mi spuneți, să mângâiem inima acestui copil care în zorii acestei dimineți i-a scris o scrisoare lui Dumnezeu. Sunt mame care pleacă de acasă pentru că sunt bătute, sunt chinuite, sunt mame care pleacă de acasă ca o rândunică până la marginea lumii să aducă o fărămiță de hrană puiilor și alte și alte situații. Sunt mame care sunt bolnave, sunt mame care au cancer, și copiii se roagă lui Dumnezeu să le rămână mama acasă. Doamne, ascultă ruga rostite de inimi și din buze curate ale pruncilor, mângâie-i pe prunci, mângâie-i pe cei în suferință, mângâie-i pe cei ce nu mai au pe nimeni aici de pământ. Mângâiați, mângâiați, să mângâiem ca să devenim fii ai mângâierii lui Dumnezeu aici pe pământ. Am auzit, nu odată,
cum se rugau. Unii copii în pântecele Maicilor. Când simțea că mama merge cu copilul la sabie, și se ruga așa. Dulce, dulce, Maică, lasă jos sabia. Dulce, dulce, Maica mea, lasă din mână sabia. O, câți cruci se vor ruga mâine dimineață, sute de prunci se vor ruga la dimineață zorii zilei în pântecele Maicilor. Dulce, dulce, Maica mea, lasă din mână sabia. Iubite mame, să priviți la dimineață răsăritul soarelui, să priviți și apusul soarelui de mâine și să știți că peste 2-300 de copii mâine cu lacrimi amare vor plânge în genunchi înaintea mamelor lor și nu vor găsi îndurare. Doamne, delegând bun mamelor românce, să nu mai pună niciodată mâna pe sabie, pe crucea răstignirii tale.